Gimnaziul Parascheva Vișneovca din satul Vișneovca, raionul Cantemir, își dorește o schimbare la față. La fel, a beneficiat de un mentorat din partea experților proiectului spre o școală verde, sunt ghidate și instruite în proiectul finanțat de Guvernul Germaniei și implementat de Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile. Bună ziua! Cum vă simțiți? Bine, îmi pare bine. Soba e călduță? Da. Clasele liceului sunt încălzite cu ajutorul convectoarelor electrice, dar și cu ajutorul sobelor, instalate încă în anii 1996. Astfel, temperatura medie în clasă este de 16 grade, dar pe hol coboară la 12-13 grade Celsius. Parcă ar fi și călduț, însă incomoditatea este, pentru că dimineața poate fi și fum uneori, copiii tot îl simt. La nivelul 2, diferența care este? Da, aerul este mai curat în comparație cu nivelul 1. Soba poate, în unele situații, să mai dă o leacă de gaz, dar când îl simțim, am avut și la părinți situația asta, când părinții m-au rugat foarte mult să... și eu înțeleg, să nu miroase fum, să nu miroase haine de acasă. Pur că eu înțeleg la soba, pentru că soba este ceva deja arhaic în etapa noastră, la etapa actuală. Noi pe plan avem să construim un sistem de încălzire centralizat la gaz. Datorită instruirii în cadrul proiectului AER spre o școală verde durabilă și eficientă, se monitorizează temperatura, umiditatea și ventilarea în clase, cu ajutorul detectoarelor digitale din trusa oferită cadou elevilor. Noi avem sistem de ventilare, el funcționează. Cum funcționează, noi deja verificăm cu aparatajul care l-am primit. El e satisfăcător, pentru că noi suntem verificați de la agenția Cantemir. Cum cred eu, e destul de răcoare. Dar e temperatura 12-13. Când ieșim la educație fizică, când suntem transpirați și ieșim pe hol, nu cred că ar fi bine, pentru că putem să răcim. E destul de răcoare, dar dacă purtăm scurta, o ceva mai gros deasupra, e destul de bine. După cum vedeți, temperatura dintre hol și clasă este diferită. În hol este mai răcoare, iar în clasă este mai cald. Suntem într-o sală de clasă la etajul 2, care se încălzește cu ajutorul convectoarelor electrice. Ele au un sistem aici automat. În cadrul proiectului, experții de la IER ne-au sugerat, în urma măsurătorilor făcute, ca să instalăm ecrane reflectorizante în spatele convectoarelor electrice, ce am văzut la etajul 2 al școlii, pentru a menține temperatura aerului în încăperi cu 1-2 grade mai sus decât este. De asemenea, s-a depistat nivelul de CO2 în toate clasele, este unul ridicat și foarte ridicat față de norma care ar trebui să fie de 2000-1000, la noi ajunge chiar și la 3000 în unele încăperi, iar sfatul dumnealor a fost să facem propunere de proiect ca în fiecare cabinet de clasă să fie instalat sisteme de ventilare cu recuperare. Clasele gimnaziului sunt iluminate în proporție de 95% cu ajutorul becurilor de tip LED, care au fost instalate datorită eforturilor depuse de profesori și părinți. În sălile rămase fără LED, precum este și acest cabinet didactic, vor fi investite surse din cadrul proiectului. Astfel, școala va avea un sistem de iluminat mult mai econom și eficient energetic. Săptămânal este necesar să verific 10 de caiete. De aceea, în acest cabinet metodic este nevoie de o lumină calitativă. Eu mă dau la fereastră, că văd mai bine, am la 56 de ani, adică chiar ochelarii și avem nevoie de lumină. Conform ghidului elaborat de experții AER, valoarea minimă a iluminatului din încăperi trebuie să fie 300. Când am primit această trusă cadou în cadrul proiectului, cu ajutorul luxmetrului putem să verificăm calitatea iluminatului din această încăpere. Dacă folosim luxmetrul în apropierea geamurilor, vedem că valoarea iluminatului este de 154, iar dacă ne ducem în partea aceasta, unde efectiv cei mai mulți profesori lucrează, o să vedem că ea scade drastic până la 98, ceea ce este sub nivelul admisibil pentru a avea o calitate a iluminatului pentru
un lucru eficient. Cot la cot cu echipa verde muncește și doamna Olga Pac, primărița localității, care cunoaște necesitățile unei școli pentru că muncește și în calitate de profesor. Cele mai importante probleme pe care le vedem și trebuie să realizate este, sigur, că încălzirea gimnaziului, adică centralizată, trebuie și termoizolată, schimbarea iluminatului, că el a fost undeva la 95% schimbat, deci mai este puțin de schimbat, și sigur că ventilarea. Și în ultimul rând, înverzirea. Sigur că copiii se atragem pentru înverzirea spațiilor verzi din jurul școlii, poate chiar cu timpul să facem și o seră, adică unii să fie ei gospodarii acțiunilor. Sper și eu pe viitor, poate măcar nepoții mei să reîntoarce aici în sat, cum n-ar fi să îmbunătățim măcar condițiile pentru copiii care au rămas, că și așa tineret aproape n-avem în sat. Sperăm și noi la un viitor mai bun. Copilul mai mult timp adică trece la școală și trebuie să fie condiții mai bune pentru toți copiii, numai adică pentru copilul meu. Dacă ați fi nevoie, să mi-o plic cu mare drag. Este un pas spre dezvoltarea comunității noastre. În total, 12 instituții de învățământ din Republica Moldova au primit ghiduri practice spre o școală verde, durabilă și eficientă pentru îmbunătățirea mediului ecologic școlar și câte o trusă cu instrumente specializate pentru evaluarea microclimatului interior.